Bună dimineața, București! Cu Alex și Andreea! 28 de minute a venit momentul pentru interviul dimineții aici pe 98.3 sau online pe bucureștefem.ro sau în direct pe Facebook din acest moment, pentru că nu-i așa, trebuie să ne și vedeți cum arătăm la zi de sărbătoare. 1 martie 2023, într-o formulă ceva mai extinsă în această dimineață, lipsește cineva, dar nu-i problemă, compensează invitații care deja sunt prezenți aici și sunt pe cale să vă spună bună dimineața! Dați like și share și follow! Ha! Bună, e, dimineața. bună dimineața! Bună dimineața! Bună pentru toate domnișoarele, pentru toate doamnele și pentru dumneții de pe lângă ele. OK, mulțumim mă mă asimbez, pentru. Asta orare. Da, asta da urare. Asta, uh, asta pentru că cu... Alex se plângea de dimineață că de ce, ce e vorba doar despre fete, că și băieți. Nu de zic în că seamn. e vorba despre toată lumea până la urmă. O sărbătorim primăvara, nu? Da, da exact. La. Bun. Milan, uh, e alături de noi, nu AC Milan, nici internaționale Milano, <hânt> ci Milan Gavris. Da. Și Sam Giancana. Stați liniștiți, nu căutați pe Wikipedia că e dispărut dintre noi acel mafiot. El e, el e liniștit, e în regulă, e pașnic. În primul și în primul rând, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim că ne-ați invitat! Mulțumim de invitație, da! Cu o mare drag! Îi mulțumim și uh, colegului și prietenului Răzvan pentru acest lucru. Lipsește bad money, dar nu e nicio problemă. Da. Compensați voi! Da, Teddy! Teddy, Teddy Bunny, Teddy Bear Teddy Bear n-a <laughs> putut să fie aici cu noi Dar spiritual e lângă noi, simt că e aici în preajma noastră E rău, e rău, azi e Bad Bunny, n-a venit <laughs> Bad <Teddy laughs> mai degrabă Bun uh, Hai să ne prezentăm, să faceți voi uh, uh, Lucrul acesta Să spuneți câteva lucruri despre voi Pentru cei care poate nu vă cunosc, dar vor să descoperi Și să vă urmărească V-au auzit ceva mai devreme, cu o piesă, trebuie să vorbim un pic despre -a, la început O piesă care are Bătaie lungă, de la Susan Vega da. citire da. cu acordul ei să folosiți anumite lucruri a apărut această piesă asupra care o să discutăm mai multe dar în primul rând hai să facem cunoștință cu voi Sigur, eu aș prezenta-o pe Milan înainte, ai zis-o bine că e internaționale, <laughs> pentru că Milan se apropie ușor-ușor de un milion de mantleni sânări focusul ei și majoritatea lor venind din Europa vestică din Anglia, și nu? da, Anglia Statele Unite, Germania, Germania. Și o să o las pe ea să se prezinte pentru că merită toată atenția. Bună dimineața și mă bucur foarte mult că sunt aici cu voi. Mă numesc Milan Gabris și sunt Singer and Songwriter. Focusul meu se află mai mult pe rețelele de streaming. Nu am avut un showcase de-a lungul anilor foarte bine conceput și în general lansez uh, melodii pentru rețelele de streaming, pentru ascultătorii care mă știu. Nu am un fanbase foarte dezvoltat, dar uh, sper că oamenii se vor regăsi în ceea ce când și vor dori să mă urmărească și pentru ceea ce fac uh, și voi face în continuare. Da, și că e o vorbă Uh, nu vreau să fură uh, cuvintele Andrei, uh, nimeni nu-i profel la el uh, în țară. E, în cazul tău, <laughs> exact. la, uh, e un, se poate aplica, dar uh, ne, fiind neapărat răutăcești, ești foarte cunoscut afară pentru că avem și posibilitatea, slavă Domnului, în momentul da. de față să ne extindem Maria de acoperire, nu doar la nivel național, ci la nivel internațional, cu ajutorul acestor rețele. Da, exact. uh, unde ai fi acum... Uh, îi felicităm și mulțumim și tovarșului Elon Musk pentru Starlink, <laughs> pentru că și dacă ești în vârful muntelui sau în mijlocul oceanului, poți să dai play pe Spotify și să asculti Milan Gavris și să-l găsești și pe SEM pe acolo. Responsabil cu multe lucruri care te-au ajutat în carieră și invers. Povestește-ne un pic despre tine și apoi despre uh. colaborările voastre. Da, eu cochetez așa cu muzica de ceva timp. Am făcut la un moment dat parte din echipa Cazibo, unde alături de Alex Perin am scris uh, piese cum ar fi Pe Arip de vânta de Eliei sau Dumping Pitman, Îngerii demonilor. Uh, apoi am început să cochetez cu zona de reggaeton. Am făcut un proiect cu Cătălin un numit Hienas, unde am avut o piesă cu Juan Magan și cu Mohombi, care a funcționat destul de bine în România și în Spania. Uh, am lucrat cu Irina Rimes, piesa Visele, la un moment dat, adică cumva am o oarecare experiență, iar acum lucrez la proiectul meu solo o, de care -o. Experiență <laughs> o oarecare experiență, <laughs> spus, da, am, o oarecare am experiență. și o oarecare experiență, și, și a, eu curăț am, ceapă. Să mai, <laughs> am descoperit rețeta, ce să mai. <laughs> <Bravo -ție. laughs> da. N-am cum să nu vă întreb, de unde numele? Uh, cum ați ajuns la numele astea? Noi când te-am căutat pe tine, am găsit, găsit numele mafiotului. Da? <laughs> da, da, da. Băi, mafiot din Chicago. mă, ce e asta? <laughs> da, se poartă numele astea cu rezonanță cumva care te duc cu gândul la chestii mai cum sunt dj de main stage, așa la mm -hmm. chestii mai cumva mai semi-agresive și de acolo a venit numele. Ok. A fost așa, o alegere după o mică documentare, mi s-a părut că se potrivește cu un bun nume de DJ. Și la tu Milan? Da, și la mine, prin nu știu, cred că 2016, înainte să scot uh, prima melodie care a fost în română, și singura uh, singura în română, s-a întâmplat foarte random. Nu, căutam nume, sincer, pe Google și am văzut uh, Milan și m-am spus că. Mi se potrivește, nu știu, sună așa puțin uh, masculin numele mm -hmm. și îmi place că e neutru are cum adică nu știu. Poți exact Poți să interpretezi, poți să și atât. și. Da, exact. Adică Dar au tranziționat, că i a plecat de la Milan, după aia a devenit Milan Gavris, după aia da, piesele da, pe care le-am da. relisuit a trei să le schimbăm numele, să le mutăm de pe un profil pe da. altul, asta se întâmplă acum un an jumate. O, jumătate, o parte din catalog rămăsese pe Milan, o parte pe Milan Gavris, da, Iale, Mutele, adică, da, în sfârșit a ajuns la un echilibru. Acum, gata, asta e formula de nume. Da, adică am și numele de familie în componență. Okay. Pentru că dacă te Milan, nu știai exact, găseai pace Milan, găseai totalul da. de <laughs> alți oameni. Da, legături cu orașul și cu echipa da, de exact. fotbal sau... Da. Și am spus că mai bine îmi pun numele pe întreg și... Probabil Tare. așa. Nu se cheamă Miruna, asta Da, e mă cheamă Miruna. Da. tău. Da. Tu uh, Sam cum 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 te strigă pe tine la, cum te strigau copiii la școală? Cum ești un buletin. Este <laughs> că asta este un sau, una, sau asta, evit mai asta, asta, e, asta este numele meu de DJ uh -huh. uh, și proiectul la care lucrez acum, toată lumea spune Zaga. Okay. Asta e porecla mea pe care mi-am pus eu la un moment dat când îmi semnam primele bituri prin liceu uh -huh. și le împrăștiam pe la colegii care repuiau că eu așa am început cu producție hip-hop. Aveam mulți colegi în liceu care erau uh, 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 into rapping și uh, cântau și așa, și așa m-am apucat și eu să fac bituri și am început să le împrăști în stânga și în dreapta și ăla era tagul vocal pe care mi-l făcusem. S-ar putea să dai cap în cap cu colega noastră, Elena Zagaican, pentru că și ea tot Zaga este. Am înțeles. Deci nu știu ce o să faceți. E conflict de interese. <laughs> da, Zaga, 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 nu știu, Loredan aplaudă acest mesaj. Se întâmplă lucruri. E mișto până la urmă să vă alintați și să vă spuneți și altfel. Și ne-am încercat în dimineața asta, având în vedere că am avut un concurs și un topic legat de alint, să ne spunem într-un fel sau altul și am concluzionat că avem un alint comun, ne spunem gogu. Când se strigă gogu pe culoare, răspundem amândoi. Și așa formăm o echipă bună. Spuneam că aceste rețele sociale și tot ce înseamnă în momentul de față tehnologie vă așteaptă să vă transmiteți mesajul dincolo de România. acum. sunteți voi percepuți de către colegii de brașlă? Aveți așa, se ridică semne de întrebare din nas, din sprâncene când se uită lumea și vede frate, ia uite, iar un like, iar și încă unul, și încă unul. Așa, nu neapărat un subiect de cancan -can sau o ceartă. Dar miroase așa un pic de invidie. Da, specială. asta zic, sau s-au obișnuit lumea, gata frate, nu mai contează, deci în momentul de față, dar să o fac și eu, dacă ei sunt în stare să o fac atât de bine, eu de ce nu? Da, eu cred că a început să se obișnuiască lumea și ce mă bucură pe mine foarte mult, sunt mulți colegi, care prieteni care fac tot așa din industrie, care lansează foarte multă muzică, a început lumea să lanseze independent din uh -huh. ce în mai mult, cum e și cazul piesei pe care am prezentat-o mai devreme. Și ce mi se pare mie foarte tare e că ne ajutăm foarte mult între noi și lumea e dispusă să comunice și să șeruiască informație destul de destul de valuable pentru zona asta de distribuție independentă. Adică chiar, chiar am mulți prieteni care sunt dispuși să facă treaba asta și mi se pare incredibil, pentru că înainte mi se părea că era cumva așa un fel de invidie și competiție, Însă acum cumva cred că a înțeles lumea că dacă suntem uniți și comunicăm și împărtășim informație, reușim să facem niște chestii foarte ca lumea și mi se pare foarte tare că se duce toată treaba Dar în și direcția asta. mișto până la urmă pentru că e loc pentru toată lumea, asta îți demonstrează. Exact. Da, planeta asta e mare și sunt atât de mulți uh, și variați ascultători încât poate lasă și mie 5 Exact milioane, și, ia și tu două. Pot, ok, pot să înțeleg că la muzica în limba română să zicem că e cumva o pie piețișoară destul de mică, dar acum deja cu produse internaționale în limba engleză ne adresăm la o piață infinit mai mare de ascultători. I hate Monday, se numește piesa. <coughs> uh, știți, uh, Susan Vega a lansat-o la un moment dat. Povestea e interesantă, vă ați cerut acordul uh, ei. Da. Cum uh, -a, a, fost un proces care a durat <coughs> cred că patru luni sau cinci luni, ceva de genul ăsta. Până am trimis piesa în forma ei finală, că s-a mai modificat față de cum era inițial, apoi publisherul doamnei și-a dat acordul piesei, după ce a discutat cu ea, și până au venit și hârtii semnate și tot, cred că undeva la 4-5 luni. Oho, adică, deci noi durează. chiar. Da, da, noi chiar, chiar aș, aș tot aștepta, vorbeam cu Milan mereu, n-au venit, n-au semnat, nu știm sigur ce facem cu piesa, oricum a mai durat un pic și după ce ne-am am decis să o terminăm efectiv și să facem masterul și așa, dar. Da, a durat ceva. Dar de ce piesa asta și nu, și nu alta? Ce v-a atras la I Hate Monday? Hârligu. Mi-a plăcut mult de tot Hârligu. Când, când eram mic știu că fredonam piesa asta. Și mi s-a părut destul de amuzant să transmitem mesajul ăsta pe care toată lumea resimte lumea, să-l transmitem pe linia aia melodică. Mm -hmm. Iar nu cred că exista cineva care să poată să cânte, să interpreteze piesa asta mai bine decât Milan. Eu sunt yes, cel mai yeah. mare fan al ei, vocea ei mi se pare că o să fie acolo, lângă numele mare ale planetei, la un moment dat, și mă bucur foarte mult că am reușit să o facem împreună. Adică nu cred că putea era altcineva mai potrivit pentru piesa asta decât ea. Și cum echipa, cum echipa câștigătoare nu se schimbă, urmează și alte lucruri pe care le faceți da, împreună. Clar. Trebuie să da. vorbim și despre proiectele viitoare, dar cele prezente, având în vedere că anul abia a debutat cu decât 20 și cât, nu, 29 de zile din... Eu, eu în continuare am impresia că e 29 februarie, nu știu de ce, nu simt că e martie, nu simt primăvara asta. Uh, ce urmează pentru voi? Păi o las pe mine să vorbească un pic, că ea chiar zile trebuie să cea care niște chestii, uh, unele împreună, unele pe care le pregătește cu altul. Separat? Alți. Da, da. Da, păi uh, urmează să lucrăm și la alte melodii împreună în varianta aceasta. Și separat, cum sunt artist independent, vreau să lansez până la finalul anului un album într o direcție diferită ca și gen muzical față de ce am eu până acum pe Spotify. Ce cum? spre indie? Mm, indie nu pop, neapărat, da, un pop rock dens. Uh -huh. uh -huh. Da. Uh, mă atrage foarte mult și takeaway-ul, sincer. Probabil o să lucrez ceva și în zona asta, poate chiar independent, că mai mult am avut colaborări în ultimul an pe Spotify și colaborări internaționale și așa, dar cam astea sunt planurile și urmează să mai conturez pas cu pas în funcție de cum clădesc lunile următoare. <laughs> Ești un pic emoționată așa, nu știu. Da, puțin, uh, nu neapărat emoționată, dar dimineața vorbesc mai greu. Sunt. Uh... Nu, nu ești neapărat și noi. matinală și nu-ți plac zilele de luni. Sunt <laughs> foarte exact și sunt foarte tăcută. Nu sunt matinală, dar sunt foarte tăcută și așa, în mintea mea și până îmi scot gândurile afară să mi le exteriorizez. Uite, te facem noi să, să vorbești acum. Spuneai că ai lansat o singură piesă în limba română. Da, da. Uh, să înțeleg că nu ai de gând să mai faci lucrul ăsta. Nu ți se pare... Uh, Potrivită piața de la noi? Uh, sincer, scriu mai greu în limba română decât o fac în engleză și nu-mi uh, nu place foarte mult cum sună timbrul meu. Știu că poate asta clar e ceva legat de ceea ce se află în capul meu, dar uh, nu, nu rezonez, n-am rezonat. Da bine, nu nici chiar că trebuie să... O să-i zua să încerci. Încerci și <laughs> alte limbi sau înalt, da. Uh, da, în da. alt segment să mergi. Da. sunt gluma la o parte. E și mai fan și mai uh, cum să spun? Uh, ușor de, mai permisiv. Da, ușor de interpretat, în de înțeles. că Limba engleză n-ai cunoscută. -o, o latră și câini, cum s-ar spune. Da, exact. Iar pe segmentul tău de piață și unde vrei să ajungi și unde te adresezi, chiar e destul de important lumea să și uh, înțeleagă. Chiar dacă spiritul nostru, naționalismul, domne, dar de ce? Bine, toată lumea trebuie să... Cânte, na. Nu. No. După da, vorbă după, după port. Vorba, după port. Limba <laughs> noastră e o comoară, dar și a lor, zic. Playlisturile pe Spotify sunt da. pentru limba engleză. Exact. Limba, limba noastră <laughs> e o comoară, dar și a lor este da. uh, și comori. Cred că reușiți reușit să adunați, să câștigă bine. Hai serios acum, sincer, că lumea tot o cotește. Băi, frate, nu, no, nu pot să vorbesc. Nu știu, e rentabil, ceea ce faceți. Uh, da, Da, este. eu zic că este. Este și dacă ești perseverent și persistent și bă, ești multă muzică și ești harnic și reușești să convingi algoritmul Spotify că ești dispus să faci treaba asta long term, ești poate să fie foarte profitabil. De ce să nu fie? Uite, dom'le, cineva sincer. Da, normal. care chiar, chiar și nu... da, okay, poți să trăiești din asta. Pasiune, e bucurie de a face muzică, dar la un moment dat, frate, trebuie să și trăiești din activitatea da. asta. În momentul în care îți relistuiești muzica și ești, îți controlezi piesa și masterul, Uh, poți să accesez foarte multe uh, linii de venit. Ok. Ia-te Ia bagă la cap. Ți-am zis o că ascultă. nu e bine să mergi la muncă, că nu mai ai timp să faci bani. <laughs> <laughs> Corect. Ia și în cazul că... tău, sunt ce, ce proiecte urmează? Uh, eu sunt împrăștiat în șapte direcții. Uh, pe lângă faptul că administrez uh, label-ul care și lansat piesa aceasta alături de a-i Nomad Music practic e label uh -huh. din care fac parte, iNameIt este label din care fac parte și de acolo și încerc să administrez chestii și într-o parte și în cealaltă, să-l ajut pe Bogdan, pe Teddy Bear, care se ocupă de label-ul Pe lângă asta compun și muzică, încerc să fiu activ și pe partea asta, pe lângă partea administrativă. Am un proiect de DJ-ală pe lângă seam Giancana, unde folosesc cumva niște uh, teme uh, din folclorul nostru dar uh, puse pe uh, groove de muzică electronică. Uh, Proiectul Hienas de reggaeton unde și acolo plănuim să mai scoatem niște chestii. Uh, și uh, am, uh, de curând uh, lucrez și la o piesă în limba română. Eu scriu numai în engleză, dar uh, mai am o singură piesă care este foarte, foarte posibil să uh, apară alături de bunii mei prieteni de la DJ Project. Piesa este în lucru și e foarte, 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 foarte tare și abia aștept să să o terminăm, e în lucru. Și cam asta. Cam astea sunt chestiile din viitor apropiat. Dar mai e da. timp să mănânci, să dori. E, are cum se să. Se găsește. Te plimbi să... La cât îți începi ziua? Uh, am început să fiu mai ordonat. Trebuie să recunosc, poate a venit și cu vârsta. <coughs> Cumva încerc să mă trezesc pe la șapte jumate, șapte jumate, opt, față de o medie de 12 jumate, unu, de acum 3-4 ani. Bun. Bun, și o, încheia, o încheia atunci când Reușești să finalizezi ce da, ai propus. Clar, mult mai devreme decât înainte. Uh -huh. Se schimbă lucrurile o dată cu, cu vârsta. L-ai pomenit și pe Teddy Bear, pe acest bad bunny care n-a venit în dimineața asta, mm. la am noi altfel. Urmează proiecte și cu el. Noi trebuia să fim alături de el în dimineața asta, dar uite, ai pomenit, ai vorbit despre el. Spune-ne un pic, așa, ca o paranteză, și el trăiește bine din asta? El trăiește cel mai bine dintre da, noi toți. Ești ca dovadă. Băi, da. E simte, un program da. de boierie. boierie e, de boier, e, da. e, e Șeful, da, da. Exact, patronul. Patronul, nu-i nimic. Îi urăm toate cele bune să fie sănătoși și să aveți colaborări frumoase în continuare și să faceți bani, că despre asta e vorba. Da, ajută. La un moment dat să fiți sănătoși și să aveți bani. Și să fim foarte bogați. Și să fiți foarte și bogați. Și dacă se mai poate. Asta, și, zic, da, da, frate, și asta a fost urarea în loc de, de o primăvară frumoasă. Da, asta e bine. Ce semnale aveți de afară? Aveți oameni care vă sună, vă contactează, vă întreabă de sănătate. Participați la evenimente, știu eu. La evenimente nu, dar da, comunic cu multă lume din afară, din industrie. Dar vreau să cresc și mai mult. Eu sunt așa o forță, un creier de om și scopurile mele chiar sunt mărețe. Nu-mi place să discut înainte să fac ca lucrurile să se întâmple despre planuri și așa, dar urmează. Deci destul de tânără, ai, uh, ai mult timp să la dispoziție. Zicem, mă simt foarte bătrână, chiar uh, acum câteva zile am făcut 22 de ani, e ceva tragic pentru mine. Ai uh, jumătate de vârsta mea. Da, din... să deschidem ușa, pot să... Să <laughs> deci, uh... știi că eu la 44 de ani am reușit să am patru urmăritori. E o mare realizare. <laughs> deci, îl pe urme, e un locul tău. Vezi că fără de la, la că nu nici nici... Dacă încep un pic și mă și înregistrez pe acasă, nu știu, tund tu iarba pe grădină. Apropo, TikTok. Da, da. Ia, zine, zice ține de TikTok. Noi nu Eu n-am cu... ce să vă zic de TikTok. Sunt în aceeași ne... barcă cu tine, cu 3-4 da, valori. Bine, bine, <laughs> ai venit. Am o existență foarte discretă și am înțeles, ok. Tu cu tiktok cu rupi. Da, nu, nu neapărat, nu, nu rup. Mi-aș dori să rup, sincer, doar că n-am. N-ai găsit încă formula secretă. Exact. Da, ce trebuie să faci? Să cu algoritmul, mă urăști... da, mă da? Cu algoritmul Chiar ce înseamnă până la urmă algoritmul ăsta? Cum, cum reușești să-l stăpânești? Cum reușești? Credem, am încercat tot ce am putut să găsesc pe internet ca și informații și așa, dar pur și simplu nimic din ce se scrie nu merge în practică. Mm -hmm. Nici măcar dacă te ții. Așa, chestia e că mi se pare că totul se rezumă la ține privitorul în uh, contentul pe care îl faci tu, de la cap la coadă, eventual să-l faci să de replay Asta e tot secretul algoritmului. El, dacă vede că tu faci chestia asta, te aruncă la cât mai cred mult te mult timp. Da. Dar asta, tu trebuie asta să -ți... stai să găsești o anumită categorie de public care e cea mai numeroasă și apoi să-ți ajustezi umorul sau contentul la categoria aia și poate de multe ori, nu știu, tu ai alte gusturi sau alte preferințe, mai ales dacă ești conectat Cumva la cultura pop de afară. Uh -huh. O să-ți vină foarte greu să te Atragi. ajustezi. Mm -hmm. Nu zic că e cumva inferioară, dar pur și simplu e în altă zonă. Și atunci, pentru unii ar putea să fie destul de greu. Pentru mine e. Eu de câte ori fac ceva care mi se pare, mie amuzant, nu amuză pe nimeni. Deci eu sunt campion <laughs> la asta. Și atunci. <laughs> Da, <gune> posibil po să, să păcălești sistemul să, Și te păcălești pe tine, să nu fii tu la un moment exact, dat Exact, da, asta mi se pare Unii oameni o fac nativ și le este și mm -hmm. mi se pare tare Că reușesc să fac asta nativ Însă la mine nu funcționează Acum Bine sunt convins că cum... dacă îți dorești Și muncești da, în direcția asta, poți să Și po îți face. dedici poate mai mult timp și sau te concentrezi da. altfel Dar cred că voi mergeți Totuși pe altă idee, pe altă linie TikTok-ul da. nu neapărat că da. nu se potrivește Sau nu puteți vâna uh, prin el uh, o grămadă de oameni Dar aveți și alte variante Ceea, zic Aveți variantele ajutătoare E ca la matematică Sunt mai multe modalități de a rezolva o problemă da, De exact. ce să te duci în ceva complicat care să -ți, În care să nu te regăsești Îl uh, regăsim și pe Răzvan Să știi că a ajuns aici. Am aici oh, uh, Are palmierul în vârful capului Uh, întâi apare palme și pe aia vine și Răzvan. nu știu ce buton acolo pe la A venit de la plajă. De la plajă, păi, Eu da, vorbea. printre monitoare, ți-a tras o privire așa un pic. Ca orice Constanțean care se respectă. Da, el vine de la plajă. De unde, de vine Răzvan? De la plajă, logic. Răzvan e mereu mânică scurtă, poți Nu da. acolo oricum briza aia. Nu și în pantalon scurt când a venit. Era, era iarna în toiul, în verii și tot așa venea. bun, uite-l aici. S a zis ceva? Salut! Da, a zis că se duce azi undeva. Începe cu tu, se termină cu erme. Da, deci e clar, nu, nu poate să stea afară. Deci mai dacă era din Brașov, să te ții atunci câte cojoace aveam aici. Da. Venea cu clăpari. Bun, hai că sunteți amuzanți și uh, sunteți talentați. Lucrul ăsta contează foarte tare. Pe final, așa, gândurile voastre încotro se îndreaptă în momentul de față și aș forța întrebarea, mergând până în momentul în care vă vedeți și peste 10-20 de ani în segmentul muzical sau la un moment dat o să aveți așa o revelație și o să vă apucați de, nu știu, de pictat, de... Sau de, de imobiliare. Sau de imobiliare, da, da, da. De... Ce talente după ce facem, ascunse mai aveți? Îmi pare ce că te-ai mai gândit la da, întrebarea asta. După ce facem câte 15-20 de milioane de euro... De căciulă, bineînțeles. Nu i-ați făcut deja? <laughs> <laughs> și cred că era la plajă cu Răzvan, dar... <laughs> se asta. Așa? Da, să înțeleg că Răzvan i-a făcut. Răzvan -a răzvan răzvan. Adevăr e că dacă mai pun, dacă mai pun și eu 14.990 de dolari, s-ar putea să, de. să ne apropiem de... Da. Deci, da. care ar fi? Nu, dacă aș face bani ăștia, nu cred că i-aș investi neapărat în muzică. Uh -huh. Uite, o vorbă înțeleaptă dimineață. Putem să trecem lângă Oșo acolo. Da. La Înțelepciunea da. 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 Tu, Milan? La fel, la fel. Nu, nu în muzică. Nu, no, nu. No, no. Vă dau eu câteva adrese din Dubai, de la <gri> acolo. Asta zic, acum se dezvoltă v acolo treaba. Da, așa. vreo două, trei penthouse-uri și stai liniștit. O casă până Miami. V-ați da. Scos pe, pe, viață. Vă convine treaba asta că v-ați născut în România sau dacă erați în altă parte rupea și mai mult nori? Credeți că România e o țară prietenoasă cu, cu voi sau cu artiști de genul vostru? Da, mie, sincer, da, și mie mi se pare cred că da. da. Se, putea, se putea mult, mult, mult mai rău. Sunt teritorii Clar. mult mai izolate și mai desprinse de civilizație și mi se pare că România chiar e așa un gateway spre civilizație și îți oferă oportunități dacă știi să le fructifici. Corect. Și și să le Dovadă de optimism, da. Alex. Da, da, da. Atunci, nu dacă o să fac, atunci când o să fac 15-20 de da. milioane de euro și se putea și mai rău. Da. Ce? Da. Bă, și ar trebui, ar trebui aduse mulțumiri ca la oscar și Vitezei de Net extrem de important Clar. lucrul ăsta. Și vitezei de reacție a voastră, care iată nu ați rămas pe gânduri, n ați pe tânjeală, nu a stat pe la agențiile de pariuri sportive și ați făcut treabă bună. La 22 de ani și 21 de ani cât are semn, da. <laughs> Lucrurile merg bine. Vă mulțumim tare mult pentru prezență. Mulțumim și să ne Vă Mulțumim pentru mulțumim invitație mult. și doamne mulțumim. ajută sănătate multă. Să fiți sănătoși, să aveți o primăvară frumoasă și proiecte cât mai reușite și de ce nu? Pe lângă sănătatea pe care ne urăm reciproc, să ne urăm să avem parte și de mulți bani. <laughs> Și da. ne vedem în Bahamas Vă pupă, tata vă... Dar nu fiți tău, ce și întoarce și voi urarea da, Sam Giancana și Milan Gavri s-au fost alături de noi în această dimineață Îl salutăm de la distanță și pe Teddy Bear A fost Bad Bunny azi, n-a vrut să vină Le spunem bună dimineața și colegilor de, de la emisiunea de vocal instrumentală de 10 ori România Adelina Răzvan sunt aici Bun. Ne reîntâlnim mâine dimineața la 6 jumătate, deja a doua zi a lunii martie ne va regăsim împreună pe 98 cu 3. Am fost în direct pe Facebook, pe Apometre, pe Pagere și, bineînțeles, pe ecranele monitoarelor. Pe ei găsiți pe Spotify, Bifat, unde? Spotify, TikTok, Apple Music, Deezer, Amazon YouTube Music, Premium. YouTube. <laughs> Instagram, Exact, și pe toate da. serviciile de streaming chinezești Da a, a, a -a Acolo sunteți a, a Aveți grijă, pot să comand un container Dar nu se poate prin intermediul vostru Nu de altă Și o obligație <grijă> pentru cine niște papuci <grijă> Pentru la primăvară Mulțumim foarte mult pentru prezență Aveți grijă de voi să vă meargă din plin Andreea, Alex Cornel, Amira și bineînțeles cuvernul noastră Iulia, vă urează o primăvară frumoasă La mulți ani de 1 martie și aveți grijă 5 lei parcarea de azi în București Ciao. Ceau. Ceau.